Cred că puterea asta o găsim peste tot, atât în interiorul nostru, cât și în exteriorul nostru. Cred că puterea o găsim alături de pacienții noștri, de părinților, de fapt, părinți care, atunci când trec prin momente foarte dificile, lasă totul deoparte și se dedică și au puterea de a se dedica copiilor lor. Însă, întotdeauna au nevoie și de suportul nostru, al echipei de profesioniști, și pentru noi, zâmbetele acestor copii după momentul sănătoșirii este cel mai important. Găsirea acestei energii necesare pentru a lupta alături de pacienții noștri, pentru fiecare pacient, este o provocare continuă. Nu există o sursă inepuizabilă de energie. Avem, ca orice om, zile mai bune și zile mai puțin bune. Însă, încerc, fac tot, depun tot efortul pentru a găsi resurse de energie, și asta datorită responsabilității pe care o am față de pacienții mei și mai ales din dorința de a face diferența, chiar și în cele mai nesemnificative, aparent nesemnificative moduri, respectiv zâmbetul și o strângere de braț, de mână pentru părinți. Intrarea mea în spațiul medical privat a fost o mare provocare pentru mine, mai ales că înainte lucrasem în sistemul de stat. Și știam care sunt standardele de exigență profesională pe care le impune Spitalul Regina Maria. După o scurtă perioadă de acomodare, am fost martora, dar și participantă activă la evoluțiile semnificative în practicile de îngrijire a micuților noștri pacienți. Am avut parte de o echipă extraordinară care a contribuit la dezvoltarea profesională a fiecărui membru. Dezvoltarea spiritului de echipă cred că a fost cel mai important lucru la care am participat.